suntem niște îngălate. Nu, ai frate, dar de ce luați așa? Tot eu am voie să zic că ei că luați suntem niște îngălate. Da, asta am văzut, Andreea, exact asta am văzut. Ce interes? Că ne face mizerie și că e mizerie aici din cauza lui Calina. Nu, am zis. Deci Calina a făcut de fapt mizeria. Și de mine și de toată lumea să încercăm. Deci Calina de fapt a făcut dezastru. Curățenie, înțeleg de ce l-a foc așa, frate, pe orice. Dar n-am luat foc, îți explicam. Nu vorbeam de tine acum. Că n-am ce să strâng. Vorbeam de tine. Deci ai făcut deja? Cine să te aici? Că nici măcar nu am ce să mai mâncare. Nu am luat foc. Să încercăm. Băi, Calina, hai să zic cum stă treaba, că n-am putut nici să mă între cu eu, ca să fie. Hai până mă acomodez cu... Nu pot să mă zic. Hai zi-te-o, Andreea, bagă tu. Dacă tu ai fi simțit și ai fi văzut că aici este dezordine, ce-ai fi apucat singură fără să ne mai spui nouă dacă tu vezi că e așa dezordine pe aici? Nu cred că este... Dar eu nu sclavă. Nu cred că este... Problema mea sau a fetelor. Păi nu, asta e, da, de înțeles, te rog frumos. Da, bine, da, de înțeles, exact asta. Că aici unde mă aflu eu acum s-a vărsat, s-a dezordonat sau asta. Eu am venit la această emisiune să-mi arăt stil. Da, la mine acasă să fac curățenie, da? Deci la mine acasă să fac curățenie. Dacă tu vrei să faci curățenie, fă! Și când nu te lasă cineva... Doar să ne aruncăm gunoaiele la gunoi. Dar e gunoaie, că nu facem gunoaie. Doar să mâncăm mâncare, atât. Da, bine, nu mai, hai să nu mai uităm în subiect, că orice zic e luat invers. Pentru că zic și de ce? Nu știi să te exprimi. Ba, nu știi să te exprimi. Probabil că tu nu poți să iei, tu trebuie să iei totul ca și cum eu zic ceva într-un fel sau am ceva cu cineva, cu tine sau cu alte concurente. Am făcut-o Caterinca la televizor. Am făcut-o Caterinca la televizor. Și tu n-ai dintre niște tonuri. Și noi credem. Lumea nu de la Caterinca. Astea nu sunt Caterinca. Și foarte proaste. Și care e diferența între a fi. Asta e dragii mei telespectatori. Și a fi. Dar știi ce e amuzant, mă? Că ea ne spune nouă ce trebuie să facem, de ea niciodată n-a făcut nimic în casă. Dar nouă ne zice, fetelor, de astăzi trebuie să facem curat. La locul de muncă, da, într-adevăr. Facem, ne strângem. Dar nu. Vă bune, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Taină, cum ar spune mami? Mami era o vorbă când nu era cum de știi? Ete, vorbești și tu. Taină în... Coceni. Curățenia, ne-a apucat-o pe Calina, curățenia, fix tu și o mai, știți cum stă treaba? Când s-apucă cineva să vorbească, sau mai bine zis, când nu mai are un subiect de dezvoltat, începe să facă unul. Dar ce credeți? Unul foarte prost. Și unul care nu a gândit deloc la ce a spus. Cum s-a trezit domnișoara Calina să spună exact în timp ce eu savuram masa că, vai Doamne, este mizerie în backstage. Da? Mai draga mea, din câte știu, nu numai eu, și lumea așa, din jurul meu, sunt o persoană care sunt foarte curată. Extrem de curată. Poți să te invit la mine acasă odată, neanunțată poți să vii, ca să vezi cum este la mine în casă. Nu cred că este normal să-mi spui tu mie că eu trebuie să fac curat, sau noi toate trebuie să facem curat, în locul în care stăm. Da, într-adevăr, trebuie să ne strângem lucrurile, să nu fim dezordonate, dar eu nu am venit la o emisiune de stil ca să fac aici curățenie, să fiu cu mopul în mână, cu jmot, să fiu la jmotru. Deci nu cred că ai făcut bine ceea ce ai spus. Trebuia să rectifici. M-aș duce la ea, la căsuța. Cum era? M-aș duce la ea, la căsuța mea. În fine, ai, nu mai merge. Aia e. Pe mine nu mă interesează ce zice cine ce zice. Eu știu cum sunt. Asta e evident. Așa. Și dacă tot ai simțit
în jurul tău că este foarte multă mizerie și dezordine, eu dacă eram în jurul tău, eu dacă eram în locul tău și simțeam asta, mă apucam să fac, sora mea. Mă bune, dacă consider că este murdar, te-a pus să faci, nu? A, într-adevăr că în ziua aia nu știu cine a dat pe jos mâncare și nu a fost șters, asta e partea a doua. Păi eu nu am voie să-mi spun absolut nimic, pentru că fetele iau totul invers, dar de acum încolo voi fi mironosiță. Bună seara, ce mai faceți? Este strict problema ta dacă consider că este foarte multă mizerie. Eu am considerat că nu este foarte multă mizerie, doar câteodată dezordine și dezordinea asta se datorează anumitor fete care își trântesc lucrurile pe unde apucă, dar mizerie nu este. Ce crezi, Adina? În ultima perioadă chiar încerc să fiu eu pe bune, pentru că mă simt mult mai bine, adică nu mă mai abțin să fac efectiv nimic și chiar am făcut o glumă, adică n-a fost nimic în vreun fel sau să jignesc pe cineva, pur și simplu am spus că la televizor, într-adevăr, se vede destul de urât și n-a fost remarca mea, a fost remarca prietenilor mei care mi-a spus treaba asta și mi s-a părut normal să vin să le zic fetelor, adică n-a fost nimic, n-am jignit pe nimeni. Și ce e rău în a spune, hai să facem și noi curat, hai să strângem să văd să fim montate, adică ce e rău? Păi se pare că e ceva rău, adică fetele au luat-o nume de rău, acum nu știu de ce s-a luat foc atâta. Sinceră să fiu, chiar nu știu, pentru că cred că este foarte ușor să luăm frumos casoleta de mâncare, să o aruncăm la coșul de gunoi. Și să fim cât de cât să ne aranjăm... Băi, șapte! Să vezi șapte ce bătare că stai 10 ore în salariu. Și să fim cât de cât mai ordonate, adică măcar să ne punem lucrurile în bagajul nostru, în dulapul nostru, să nu mai fie toate lucrurile împrăștiate, pentru că m-am uitat săptămâna asta la sezoanele trecute. Și scuză-mă, dar se vede, adică chiar se vede aiurea în culise. Și exact, mai suntem și persoane publice, adică totuși am putea să fim un pic mai ordonate. Nu le-am spus fetelor în nume de rău, pur și simplu am zis, haideți cu toatele să încercăm să facem ceva, pentru că nici eu n-am fost cea mai ordonată, adică n-am vorbit doar de ele și de mine, bineînțeles.